Bună ziua! Sunt în interiorul clinicii Imogen din Cluj, o structură care este nimedată apropierea clinicii neurochirurgie din Cluj. De ce este important să știți această așezare acestei clinici? Pentru că are regim de unitate militară securizată. Știu câți dintre voi ați avut posibilitatea să veniți aici, însă eu, în calitate de deputat și vicepreședinte în Comisia de Sănătate, nu am avut acces în aceste spații. Aceasta este clinica lui Stamatian. Este o clinică care se vrea fi de cercetare, unde programul este undeva între 7 jumătate, 8 și jumătate, 7 jumătate, 15:30. La ora 14 însă eu l-am găsit pe mulți dintre medici. O doamnă foarte obedientă cu conducerea spitalului județean, condusă de Șușcă și cu Stamatian, a încercat să-mi explice că eu nu am voie să intru în această instituție decât cu aprobarea managerului. I-am explicat că pot vizita în calitate de deputat orice instituție medicală care este făcută din bani publici sau iată cum este această clădire făcută din bani europeni. De ce vă spuneam că este foarte important să înțelegeți ce se întâmplă în această clinică și cum s-a construit, pe câți metri pătrați? Cum a fost schimbat un manager și pus unul potrivit ca pe acest spațiu să se construiască această clădire ultramodernă? Este singura construcție din ultimii 28 de ani în Cluj-Napoca de la zero. Este o clădire luxuriantă, cu spații foarte, foarte largi. Nu o să pot să vă arăt din interior. Dacă vedeți, aici este o terasă. Sunt spații goale imense. Vreau să înțelegeți că asta este o ambiție personală a profesorului Stamatian, actualmente deputat PNL. Trebuie să vă gândiți că geografic această clădire este într-o mare de clădiri care sunt putrede din secolul 20, sunt clădiri distruse complet, în care nu s-a investit decât bani de înghețată, cum s-a spune aici, s-au investit foarte mulți bani în spații foarte largi, care sunt nefolosite. Repet, această clădire la ora 3 și jumătate este închisă, iar după, dacă ieșiți de aici, îmi cer scuze, sunt destul de mirat, ca să nu spun altfel, de faptul că mi s-a interzis să intru în această clinică. Vis-a-vis de această clinică veți găsi o clinică de neurochirurgie care geme de bolnavi. Sunt 5-6 bolnavi într-un salon, 4 bolnavi. Am vizitat clinica de neurochirurgie de vis-a-vis, care este o clădire din 1905, complet distrusă, unde se înghesuie inclusiv copilași. Nu este secție de neurochirurgie pediatrică în Cluj. Și copilașii sunt puși în saloane insalubre, în spații foarte înguste și iată aici, pentru că s-a putut, pentru că a avut protecție politică, pentru că este Dumnezeu Stamatian și a construit o clinică de cercetare. Nu o să vedeți aici, nu o să vedeți pe profesorul Stamatian stând la un microscop, cercetând ceva, coordonând ceva. Veți vedea că tot timpul se plânge că finanțarea este insuficientă, că nu are Clujul infrastructură în sănătate. Nu cred că l-ați văzut pe profesorul Stamatian vorbind despre o clinică de neurochirurgie nouă. Nu cred că l-ați văzut plângându-se de condițiile în care stau bolnavi în spitalele Clujului. A vorbit el însă despre spitalul regional de prin 90 și ceva, de când este în politică, ne tot explică lucruri. Deci, să țineți minte, vă rog frumos, aceste imagini, aceste spații goale, foarte generoase. Cu siguranță, într-una din zile o să intru și în alte spații. Este totul mega luxos. Și o să vă rog să comparați cu imaginile din clinica de neurochirurgie, să faceți o compilație din aceste imagini, ca să vă faceți o vagă idee. Aici, o doamnă m-a anunțat că s-a dat ordin să se închidă tot. Întrebarea este ce ascund
acești oameni, ce cercetare fac, ce lucruri sunt de nevăzut. O să vă arăt că toate ușile sunt închise. Este ora 2. Este tot închis. Da? Ați văzut? Pentru că lumea nu vrea să se vadă. Uitați-vă cum se ascunde personalul. S-a dat ordin să se închidă clădirea ca să nu se vadă că de fapt în această clădire lucrează o mână de oameni. Condițiile în care alte spații stau înghesuiți atât de mulți alții. Asta este holul de la intrare. Un hol foarte frumos, foarte generos. Cu acvarii, cu peștișori. Probabil că aici se relaxează domnul Stamatian. Haideți să vă prezint și pe doamna Covaci, care